Postul Paștelui se mai numește și Postul Mare și în 2022 începe în prima parte a lunii martie cu 40 de zile înainte de Paște, așa cum este tradiția. Anul acesta Paștele pică în data de 24 aprilie. În tot acest timp, creștinii ortodoxi trebuie să fie atenți la alimentele pe care le consumă, dar mai ales să țină postul spiritual cu smerenie și cu sufletul curat. Am ținut, dar nu mereu, dar acum sunt hotărâtă pentru că am și băiatul viitor preot. Și acum sunt și am și la pensie și am timp. Și ca și mâncăruri, ce preparați în perioada aceasta? Vinete, care am la congelator, am zarzavaturi băgate, castraveți, dovlecel la congelator, avem de toate, carte. Postul acesta îl veți ține? Da. Și ce mâncăruri preparați? Sau soția dumneavoastră? Păi mâncăruri de asta de post, fasolă, cartofi, varză, măsline. Printre ploieșteni sunt și persoane care ar dori să țină post, însă sănătatea nu le permite să renunțe la alimentele considerate de dulce. Țineți post anul acesta? Nu. Nu, pentru că nu pot, că sunt bolnavă și automat trebuie să iau medicamente și nu pot să țin post. Țineți post anul acesta? Depinde de sănătate, domnul. Dacă sănătatea nu e prea bună, ținem mai ușor, așa, mai cu ou, mai cu lapte, mai cu brânză, că stomacul la vârsta noastră ne mai lasă. De altfel, există și persoane care nu sunt dispuse să renunțe la carne, lapte sau ouă. Anul acesta veți ține post? N-am ținut niciodată. Nici părinții mei. Nu. După cum se și vede fizicul. Când vine vorba despre costuri, atât cei care postez, cât și cei care mănâncă de dulce sunt de aceeași părere. Mâncarea de post este mai scumpă. Mai scumpe alimentele de post decât dacă ați mâncare dulce? Păi da, mai sunt și mâncăruri de post care costă nițel mai mult, dar dacă vrei să ții post într-adevăr, poți să-l ții. Este mai costisitor să mâncați de post decât în perioada anului când mâncați de dulce? Oricum postul să fie mai greu de față de cel de Crăciun, pentru că atunci se mâncă pește în fiecare sâmbătă, ăsta se mâncă de două pe aia. Dar nicio vreme, dacă ai bunăvoință. Și ca și bani? Se consumă mai mulți bani? Depinde, care iar cumpără de mână, da, dar eu dacă stau la țară am de toate. De obicei nu țin post, da. Credeți că cei care țin post cheltuie mai mulți bani pe alimente decât cei care mănâncă? Da, pentru că sunt produsele de post mai scumpe. Potrivit unui studiu, peste jumătate dintre românii care trăiesc la oraș, mai exact 55,8%, obișnuiesc să țină post, iar numărul celor care postez crește odată cu înaintarea în vârstă.